Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Survival Games. Ca de obicei aș vrea să vă reamintesc rapid să apăsați pe butonul de like pentru că mă ajută foarte mult și mă motivează să pun cât mai multe episoade. Și aș vrea să îmi spuneți ceva episodul ăsta. Acesta este un test, este filmat 1080p 60fps. Așa că aș vrea să îmi spuneți dacă se blochează. Aia e foarte important. Că dacă videoclipul nu se blochează și merge așa lin, să zic, o să încep să le filmez așa. Dacă se blochează, na, trec înapoi pe action cu 1080p normal. Dar dacă nu se blochează, o să fie frumos așa. În 60fps. Da, sper să-mi comentați cât mai mulți ca să îmi fac și eu o idee. Aș lăsa un stropul, dar nu cred că își are rostul. Așa că pur și simplu o să vreau eu să-mi comentați voi. Bă, trebuie să fug. Tire 2 repede. Wow. Oh, fuck. Ah, da, ok. Ia mă, ia du-te-n... Mamă, ăștia direct, dar direct pe mine vin. Alt român, și ăsta. Bine, frate, bine. Bine. Să mor eu. Oh, leu, frate. Da, pula mea, direct pe mine a venit, nu așa. Ești nebun tu. Să-mi bag picioarele. Noroc că am fost pe fază să-l omor. Acum trebuia să-i zic easy sau ceva. Na, să fiu și eu românaș. Că, na, așa e la modă zi. Problema e că nu mai am rută. Și dacă nu mai am rută, e chiar problema. Nu i-am luat nici sabia de stone al lui ăla. N-am sângeți. Genial. Bă, dar... Nu știu, un tier 2 pe aici nu găsesc și eu. Că, na, eu am cam pierdut ruta din cauza românașilor. Și aia mai fac și timp toți, mi se pare. Adică, na, mi se pare și normal, că... Ce poți să le ceri? Eram în lobby și că români? Da. Vreo 6 oameni. Și că timp toți? Da. Ok. Clar. Foarte clar. Na, și joacă MCG. Dai de român. Și eventual vin și după tine toți. Că... The Tire 2 is real. Bun. Bun. Hai că am prins niște chestii în chestul ăsta. Nu mă așteptam să fie Tire 2, da? Iar, dude, fuck it, oprește-te, gata, cum n-o să mă mai deranjezi? Mi-aș mai face un FNS totuși. Nu știu unde e un crafting table, că dacă ar fi un crafting table aș putea să-mi fac sabie de iron și, nu știu, eventual să bat românii aia mulți, dar... Aia dacă au luat o rută, adică mai multe rute, că sunt mulți și na, îi bat pe rest. Dacă au luat mai multe rute, e nasol de mine, că o să fie tot full cu săbi și de-astea. De obicei când prind așa un tip mare și văd că sunt români, încerc să-i bat de la spawn. Pentru că după aia e prea greu. Și gen, te bați cu ei, dar nu te lasă. Adică dacă începi să fugi, te fugă rest toată mapă. Da, acum ce să-i faci? Bă, de ce nu era niciun chest? Ok. Nici peste de sub, nu? Bun. Bă, parcă pe aici mai erau niște tire 2-uri. Nu sunt foarte sigur, totuși. Bă, da, am niște armură de te doare cap.
Uite, de asta, crafting. Cum l-am văzut eu așa din bolan. Bun, hai să-mi fac niște săgeți. Că voi avea nevoie de ele. Parcă aici era un tier 2. Nu sunt sigur totuși. Că de obicei eu nu iau în partea asta. Parcă Vovo o lua pe aici, nu mai știu. Găsesc foarte multe porcării. Aia e problema. Aici nu-i nimic, parcă aici era un fel de... Wow, nu, not even close. Azi mai fac niște fenese-uri. Să am aici grămadă să pot să pun foc. Căcat. Ok. Ce să fac cu asta? Că nu-l văd bine pe ăsta. Adică nu mă văd bine pe mine. Deci nu să-ți dau iteme. Ok. Oh, au rămas doar 5. Ok. Deci am scăpat de target match-ul ăsta. Foarte tare. Îi urez toate cele rele celui care mi-a dat target la început. Nici nu mai știu cum îl chema. Al dracu. Oricum tipul ăla care s-a urcat pe mine, pe mașină sau nu știu ce naiba e, pe căruță, habar n-am. Și a început să dea în mine. Da, eu urez toate cele rele. Adică eu mă chinui aici să fac teste, să-l fac 1080p în 60fps și el începe să dea așa. Păi, nu e chiar ok. Dar na. Dacă măcar ajung în deathmatch, o să pun episodul și o să aud părerile voastre. Mamă, de unde a lăsat ăsta itemele, frate? Eu fi lăsat pe jos și acum nu mai sunt. Uite, pantalon. A, l-a lăsat sus, în chest, serios? What? Nu știu ce s-a întâmplat. Am chest plate. Pantalon. Oh, 2 diamante. Du-te. Bun, un crafting table. Crafting. Și băț. De ala am eu nevoie. Și crafting table. Ah, crafting table e aici. Da, mi-amintesc, gata. Nu mai sunt așa prost. Gata, mi-amintesc. Da, filmez. Și sper că va ieși episodul. Adică na, intrăm în deathmatch deja, da. Uitați aici, stats de Barosan, 3 din 17. Mamă. Cred că asta înseamnă una din 6 aproape. Da. Lasă să câștigi. Wow, hai că am tras bine de rău cu arcul. Ah, nu mai am nici săgeți, serios? Ah, gata, lol.
Ok, păi cam atât a fost cu episodul ăsta de Survival Games. Nu uitați să îmi spuneți dacă se vede ok, dacă laghează sau ceva, să îmi spuneți. Și, na, cam atât. La revedere!